Follow the hype, give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Bună seara încă o dată! E o seară foarte specială pentru mine, pentru că, în primul rând, m-a invitat bunul meu prieten, Florin, în acest loc foarte special, să mă alătur acestui grup. Dar, în al doilea rând, vreau să-i salut pe colegii mei din clubul Rotary Octo, care sunt aici prezenți în această seară și îmi fac o mare onoare, ceea ce îmi dă niște emoții foarte mari, pentru că sunt niște oameni foarte speciali, fiecare dintre ei pentru mine. Și le mulțumesc mult că sunt alături de mulți alți prietenei mei pe care nu vreau să nu-i numesc acum pentru că nu vreau să omit pe cineva. Ne propunem și la final o să o rog pe gazda noastră să ne spună câteva cuvinte pentru că acum practic am demarat evenimentul. Mă gândeam și o să încheiem la final, o să vedeți cu ceva, tot un film foarte frumos. Florin și cu mine nu cred că am putea să fim invitați vreodată la o conferință TED. Și asta nu pentru că nu suntem oameni foarte speciali și eu și Florin și voi toți de aici, de vreme ce suntem împreună, suntem cu toții foarte speciali, ci pentru că la o conferință TED timpul de speech este limitat la un sfert de oră. Și cred că mulți dintre cei care mă cunosc pe mine sau pe Florin își dau seama că într-un sfert de oră, practic, ar fi imposibil să fim acolo prezenți la o conferință TED. Am început special cu acest clip, pentru că aici suntem oarecum în acest moment. Sigur, e vag radical, dar este foarte frumos, foarte interesant, se numește Look Up, privește în sus. Și cred că se potrivește foarte mult cu mica incursiune, cu călătoria pe care vreau să vă propun în această seară, care sub umbrela de o scurtă istorie altfel a IT-ului, să-i spunem, de fapt ascunde un alt tip de călătorie pe care îl propun. Se aude bine așa? Se aude bine, da? M-au zis cu... Am văzut știu. Da? Deci, prezentarea mea se numește, după cum ați văzut, o istorie altfel a tehnologiei informației. Este un titlu infernal. Deci dacă nu reușești să spui într-o propoziție simplă, formată din subiect, predicat, atribut, complement și prepoziții de legătură, ceea ce ai de spus, înseamnă că neuronii tăi sunt lânoși. Totuși am vrut așa să fie ceva frumos, să înțelegeți de unde plecăm și unde ajungem. Deci aici suntem acum. Luca, da? Suntem toți tributari acestor device-uri. Ne putem imagina viața fără internet sau fără telefonul mobil sau ceva care nu se mai poate imagina. Când am început business-ul privat, acum exact 23 de ani, l-am început într-un institut de cercetare, unde aveam un telefon extins de la centrala institutului. Și nu știu cum se face că ne respectam cuvântul, pentru că știam că dacă plecai, nu mai aveai cum să suni anul întârzi. Da? Pentru că nu mai aveai nicio posibilitate de comunicare, decât focuri pe dealuri sau porumbei călători. Deci, e-mailul meu este acela, Mihaela Goru, mă puteți contacta. Nu știu cum să stau, că aici este un grup de oameni pe care iubesc foarte mult și am impresia că toți stau cu spatele la ei. E un grup așa, compact și... Bun. Deci, cam asta ar fi, să spunem, un rezumat al prezentării. O să trec foarte repede prin ea. Cea mai mare invenție a secolului 20. Știți care a fost? La cine se referea Marshall McLuhan? Marshall McLuhan a fost un... Nimeni nu-l bănuia că va fi un futurolog, să spun, un mare visător. Era un profesor onest la limba engleză în Canada și când a apărut televiziunea, a zis că România va fi, că omenirea va ajunge să fie un imens art global și că va fi o chestie îngrozitoare. Din păcate, nu la televiziune a ajuns art global, ci după internet. Deci o să trecem foarte pe scurt, pentru că ce se întâmplă? Am ajuns aici, unde ați văzut în clip. Numai că istoria IT-ului este una atât de scurtă, care a condensat atât de multe inovații și cunoaștere într-un timp extrem de scurt. Și dacă ne amintim cât a durat epoca mașinilor, mașinile cu aburi,
opoziția în Anglia, și să avem mulți medici aici care... Deci opoziția în Anglia când au apărut locomotivele și automobilele, că faci infarct instant. În sfârșit, deci a fost ceva înspăimântător, da? Ei bine, puțină istorie. Primul calculator s-a numit ENIAC în 46. Sigur că a fost făcut de armata americană, la Universitatea din Pennsylvania și a costat 500.000 de dolari. Înmulțiți cu încă două zerouri la banii din ziua de astăzi. Deci conținea 70.000 de rezistoare, 17.468 de tupuri electronice. Cred că nici nu știți ce sunt alea tupuri electronice. Le zicea popular lămpi. Da? Lămpi. Mi-amintesc că am făcut cursul de circuite electronice cu domnul profesor Piringer. Au făcut electronică și telecomunicații. Asta este, pe vremea mea, se spunea că are mama două fete, una e frumoasă, una e la Politehnică. Eu eram cea de la Politehnică. Așa, și mi-amintesc și acum că se calcula panta diodei și noi îi spuneam mu, pentru că mu e o constantă și era S, mu, G, așa făcea. Deci am calculat la pante de diode, triode, heptode și așa mai departe, în sfârșit, că buletinul mă recomandă că am apucat și lămpi, asta am văzut. Deci, ENIAC arăta așa. Deci, așa arăta ENIAC-ul. Da? Vremurile s-au schimbat. Pe 3 octombrie 1950 se inventează o invenție fabuloasă care a schimbat lumea, și anume tranzistorul. Inventatorii lui au luat în 1956 primul Nobel pentru fizică. Era un pas uriaș înainte. Apropo de laboratoarele Bell, cu câțiva ani în urmă a fost invitată într-o locație foarte frumoasă și plictisitoare la Monaco, vreau să spun, unde firma Oki, o firmă japoneză, a lansat o mașină multifuncțională. Și aia am să-mi amintesc, de câte ori văd cuvântul Bell, îmi amintesc de Oki. Oki face și în ziua de astăzi mașini multifuncționale, printere, copiatoare, în sfârșit. E o companie de rang destul de înalt în Japonia și a venit însuși președintele companiei, care era descendentul din domnul Oki, care fondase compania la 1870-80, în sfârșit, ceva de genul acesta. Primele două rânduri din sală l-au ocupat de statul japonez, care râdea la comandă, da? Și când șeful, eminența, făcea o pauză, se râdea acolo. Și râdeam și noi prin consecință, ca să fim amabili, că era greu să înțelegem ce spunea domnul acela, dar mi-a rămas ce a spus el, că noi la Oki, domnul Oki, fie numele său lăudat, am înțeles după ce au râs cei din față, am procesat și am înțeles gluma. A construit al doilea telefon din lume după domnul Bell. De ce? Ca să aibă domnul Bell cu cine vorbi la telefon. Da? Restul este istorie. 56 au împărțit premiul Nobel. Au fost inițial doi, s-a alăturat al treilea, în sfârșit. Când doi se ceartă, al treilea câștigă, știți cum este. În 1970, vreau niște milestones să vă dau, pentru că lucrurile au evoluat de la un punct încolo exponențial. În 1971 se construiește primul procesor Intel. Cei de la Intel îl construiesc, 4004, se numea, avea 2300 de tranzistoare, era pe 4 biți. Da? Și ăsta a declanșat marea istorie a vitezei microprocesoarelor. Și o să vedeți la un moment dat că, mă rog, prima stație de lucru, restul istorie o găsiți, dar foarte interesant, Gordon Moore, cel care a inventat, cel care a fondat compania Intel, a dat o lege. Legea lui Moore. De imaginație, normal, legea lui Moore. Care spune că la fiecare 18 luni se dublează numărul. După aceea a revenit și a spus că la fiecare 2 luni, pentru că tehnologia mergea foarte sus. Ei bine, legea lui Moore în acest moment începe să fie practic depășită, pentru că electronul în sine și-a atins limita fizică. Și probabil că, și o să vedem la un moment dat în prezentare, că un suport al informației va fi fotonul și va fi foarte interesantă trecerea de la materie la lumină, ca purtătoare de informație.
Termenul computer personal a fost în 75, alter nu își mai amintește nimeni de asta. Legea lui Moore în 65 a fost enunțată. Care a fost saltul neobservat? Deci restul e istorie, le puteți vedea, nu e o problemă. Întotdeauna s-a așteptat în IT, mai ales și în tehnologie în general, ceea ce s-a numit saltul cuantic, saltul disruptiv, ceva care schimbă tot. Și lumea a tot sperat. Și saltul ăsta disruptiv urma să aducă și foarte mulți bani, firește. Atunci s-a inventat prostia aia cu anul 2000, dacă vă mai amintiți, este ok, că softul nu mai era compatibil și...